Bună ziua tuturor, abonaților și vizitatorilor acestui canal. Sunt Arotela și vin de astă dată cu o înregistrare specială în întâmpinarea și în îmbrățișarea vibrației în care tocmai am intrat de Valentine's Day. Mi-am dorit înregistrarea pe 14 februarie, nu s-a putut, dar iată-mă acum dedicat acestei energii care cred că se manifestă până cel puțin de dragobete, dacă nu chiar până pe 8 martie. Este o perioadă în care toți încercăm să fim mai aproape de dragoste și să nu excludem iubirea din viața noastră doar pentru că avem griji și probleme. Lăsăm supărările, dezamăgirile, depresiile, neîmplinirile și ne concentrăm pe aspectul frumos și delicat al vieții. Aș vrea să vă spun o poveste foarte dragă și specială mie. O poveste din Grecia antică pe care o reciteau adesea aezii. Aezii fiind cântăreți, poeți din acea perioadă a Greciei antice, care recitau, cântau singuri cântece epice de mare întindere, având în fundal sonoritățile câte unui instrument muzical la care și cântau. Ei bine, cea mai frumoasă poveste de dragoste, considerată și de ei și de mine, este cea dintre Psihe și Eros, sau Psihe și Amor. Sau, cu alte cuvinte, dintre suflet și dragoste. Semnificația acestei istorisiri este foarte profundă. Sufletul trece prin nenumărate încercări pentru a câștiga dragostea, adică pe amor. Iar la sfârșit, din unirea celor doi se va naște voluptatea. Voi încerca să-l reproduc după o traducere făcută de domnul Gheorghe Răzvan Gabriel din Povestioare cu tâlc, din mitologia romană, pentru că știm că mitologia romană a preluat foarte mult din istoria Greciei antice. Povestea sună cam așa. Apuleus ne spune că au fost odată, într-o țară îndepărtată, un rege și o regină, care aveau trei fete înzestrate cu o frumusețe rară. Dintre cele trei, totuși, cea mai frumoasă era cea mică, Psihe. Nu erau cuvinte de laudă care să exprime frumusețea acestei fete. Locuitorii întregii țări, dar și străinii din țări mai apropiate sau chiar mai îndepărtate, veneau să o vadă pe prea frumoasa Psihe. Atât de mult o iubeau, încât îi ofereau onoruri la fel de mari ca unei zeițe. O considerau o a doua Venus, o Venus pământeană, nu o Venus născută din spuma mării. Venea tot poporul ca să-i aducă daruri și să-i laude frumusețea. În acest timp, oamenii uitau de îndatoririle religioase față de adevărata zeiță Venus. Nimeni nu mai mergea la templul ei, la Paphos, la Cnidos, la Citera, altarele zeiței cădeau în paragină unul după altul. Sacrificiile erau întrerupte, slujbele părăsite, statuile neîmpodobite, pline de praf. Toți se rugau la Psihe. Toți îi aduceau cununi de flori. Și, evident, în aceste condiții, Venus, prea frumoasa și mărita Venus, prinse asemănia. Pentru că nu concepea ca ea să împartă slava, onorurile cu o muritoare și altarele ei să cadă în paragină și oamenii să se întoarcă către o muritoare. Și numai decât își chemă fiul și îi porunci să meargă la Psihe și să o săgeteze de două ori cu săgețile lui de fier. Fiul său fiind vestitul Eros, vestitul Amor,
Îngerașul cu tolba de săgeți. Deci, una din săgeți trebuia să o facă să nu mai fie nimeni îndrăgostit de ea, iar cealaltă să se îndrăgostească de un monstru. Cupidon, copil ascultător, evident că nu știa despre ce e vorba și a zis că da, e hotărârea mamei, el ca un fiu ascultător trebuie să să asculte ce i s-a spus. Deci, până la urmă, Cupidon decide să zboare ușor din nor în nor și uite așa ajunse în orașul prea frumoasei Psihe. Trase prima săgeată și fata nu mai era iubită de nimeni, adulată de nimeni, nu-i mai aducea nimeni ofrande și daruri. Nimeni nu-i mai vorbea. Când se tragă a doua săgeată, se zgrie neatent la deget. Într-o săgeată a dragostei și prinsea se îndrăgosti de fată. Trebuie spus că Cupidon, Eros, Amor, avea două tipuri de săgeți. Săgeți de aur, care aprindeau inimile muritorilor și îi făceau să se îndrăgostească unii de alții, și nu doar ale muritorilor, ba chiar și ale zeilor. Din acest motiv era foarte temut de zei. Dar și săgeți de fier, care dezbinau dragostea și iscau certuri și ură. Deci era un aspect dual al lui, între bine și rău. În momentul în care s-a rănit la deget, Cupidon s-a rănit într-o săgeată a dragostei, adică de aur. Între timp, părinții fetei prinseră a se neliniști și s-au dus să consulte oracolul din Milet al lui Apollo. Și acesta le-a dat următorul răspuns. Este o strofă. Lasă copila gătită în haine de nuntă funebre, pe o stâncă în vârful unui munte înalt, și nu aștepta un ginere născut din neamuritor, ci un groaznic balaur sălbatic și crud, care cu aripi zburând prin văzduh doboară totul, de care se teme Jupiter însuși și zeii se îngrozesc, de care se înfioară stinsul cu puternicele lui valuri. Regele supărat, tare, tare supărat și cu regina, o gătiră pe Psihe în haine negre, funebre, de nuntă. Evident, de nuntă cu un monstru care va aduce probabil moartea sau suferința. Nu înțelegeau de ce, dar s-au hotărât să facă ce li s-a spus. O îmbrăcară și o părăsiră pe un munte înalt, căci nimeni nu se putea opune voinței zeilor nemuritori, evident. Și săraca Psihe tremura toată și plângea amarnic de cruda ei soartă, când iată că simte plăcuta adiere a zefirului, zefirul fiind un aliat al lui Amor, care o ia ușor, o ridică în înaltul cerului, apoi o lăsă într-o pădure înaltă cu copaci tufoși, cu un izvor susurând voios în margine și în fața ei, fata descoperi un palat regesc. Intră sfioasă, Psihe, în palatul de cleștar, cu tavanul îmbrăcat în tăblii artistic sculptate, în fildeș, cu coloane de aur, cu pereții acoperiți cu bazoreliefuri de argint, cu pardoseală tăiată din pietre prețioase și mult se minună de zeiasca înfățișare. Pereții înșiși erau îmbrăcați în aur masiv de străluceau ca soarele, cu apartamente, galerii și încăperi somptuoase. Înaintea timid Psihe și auza voci de slușnice care îmbineau să se apropie, o masă regească se așternu și mii de feluri de mâncare apărure ca prin farmec. Sfioasă, blândă Psihe, gustă din fiecare, apoi se îmbăie în apa mai clară ca și cristalul, în care mâini nevăzute turnară balsamuri fel de fel. Și apoi se făcu noapte și simți o adiere de vânt ușor și dulce care fâlfâia în camera în care se culcase. Era soțul ei. Un glas de bărbat atât de dulce, un glas fermecat.
Acesta o sărută și spuse că nu are voie să-l vadă. Tatăl ei, cuprins de supărare și de remușcări, le trimise pe surorile fetei să o caute neîncetat. Seara necunoscutul soț îi spunea: prea dulcea mea Psihe și scumpa mea soție, crudă soartă te amenință cu o primejdie de moarte și părerea mea este că trebuie să te ferești de ea cu cea mai mare băgare de seamă. Surorile tale sunt pe urma ta. Dacă din întâmplare bocetele lor vor ajunge la tine, nu le răspunde, căci astfel îmi vei cauza mie cea mai adâncă durere și ție cea mai mare nenorocire. Apoi plecă misteriosul soț. A doua zi, fata ascultă cu înfrigurare bocetele surorilor ei și, cu toate că a fost avertizată să nu le răspundă, nu s-a putut. Era o fire prea blândă și prea bună. S-a rugat de soțul ei să-i dea voie să le vadă. Și el, evident, s-a îndurat și a lăsat-o, avertizând-o totuși să fie atentă. Pe când surorile ei stau și plângeau pe stânga unde fusese părăsite, Psihe apăru și le duse și pe ele în zbor la palatul regesc. Psihe le întâmpină cu toate dragostea, le ospătă, le dădu haine scumpe, bijuterii și fel de fel de lucruri de darul. Dar, evident, invidia prinse a încolți în inima surorilor ei, care spuneau că nu e drept ca cea mai mică să aibă atâtea lucruri și o soartă. Atât de specială, în timp ce ele erau nefericite alături de niște soți cruzi și răi. Iar la a doua întrevedere o sfătuire cu glas miros: tu, dragă, ești mulțumită și fericită și nu cunoști atât de mare grozăvie care te amenință? Un șarpe enorm ce se târăște în mii de încolăciri, al cărui gât e umflat de un sânge care este un venin îngrozitor și a cărui gură stă căscată. Acesta e bărbatul tău? Acum adu-ți aminte de oracolul Pitiei care ți-a prezis că te vei căsători cu un monstru îngrozitor. Mai mulți țărani și vânători l-au văzut cum se întorcea în pășune și nota în ape. Plândul ei soț îi spuse într-o noapte să aibă grijă, de asemenea, că în pântecul ei este deja rodul iubirii lor, un priț sau o prințesă. Și totuși, Psihe se lăsă îngrozită de cuvintele surorilor și îndrăzni să se uite în noapte să vadă cine este soțul ei, de care ea se simțea atrasă, se simțea protejată și totuși nu-l văzuse niciodată. Și luă o făclie și se duse în apropierea lui să-i vadă chipul. Și ce văzu? Un cap plin de raze, al cărui păr băgat era scăldat în ambrozie, gâtul alb ca laptele, obrajii de purpură. Pe umeri străluceau două aripioare de rouă. Pe loc se îndrăgosti de el. Evident, era zeul Amor. Însă, cât s-a uitat la el, cât l-a privit în starea ei de adorare, o picătură de ceară a picat pe umărul lui și l-a trezit. Și atunci, evident, zeul s-a înfuriat. Și cum a plecat zeul, totul a dispărut ca prin farmec. Și palat, și pădure, și izvor. Și stătea singură Psihe și plângea într-una. A vrut să se arunce după o stâncă înaltă, dar zeul Pan o opri. Și mergând, i-a ajuns la templul lui Venus, mama lui Cupidon. Aceasta, aflând de fapt a lui Cupidon, îl închise în turn și căuta să o omoare pe Psihe. Cum o văzut pe Psihe, puse două slușnice, grija, atenție, grija și întristarea, să o obiceiască până la sânge. Apoi i-a arătat o grămăjoară de grâu, cu linte și neghină amestecată și i-a spus că până a doua zi să le separe. Furnicilor le fusese milă de ea și i-au venit să o ajute. În vremea aceasta, Cupidon nu putea să o ajute pentru că aripile și tolba îi fusese reluate de mama sa.
Venus născoci o nouă pedeapsă. Îi arătă în zare niște oi cu lână de aur care străluceau ca soarele și care pășteau lângă un izvor și porunci să-i aducă puțin din lâna lor. În acest timp, tocmai când trecea izvorul, o trestie o sfătui, pentru că era foarte iubită Psihe. Psihe, mult încercată de atâtea nenorociri să nu pângărești apa cu nefericita ta moarte și să nu te apropii de îngrozitoarele oi care pasc pe aceste meleaguri. Câtă vreme sunt încinse de căldura soarelui, sunt cuprinse de o furie sălbatică și cu coarnele lor se repede asupra oamenilor și îi ucid. Dar dacă după amiază, când arșița soarelui se va potoli și plăcuta răcoare se va așterne, dacă atunci te poți strecura sub acest platan, căci oile domolite de furia lor se vor odihni aici, scuturând frunzele copacilor, vei găsi lâna de aur peste tot. Astfel, blânda Psihe îndeplini și această poruncă a lui Venus. Și mai înfuriată, aceasta o trimis apoi în mlaștinele stinsului să-i aducă apă și nu mai putea ea. Hainele se rupeau pe ea, sângele izbucnea, însă ea tot cobora pe panta abruptă a muntelui. Dar vulturul lui Jupiter, fiindu-i milă de ea, îi luă din mână urna, o umplu cu apă și i-o aduse. Falnica Venus nici acum nu era mulțumită și atunci a hotărât să o trimită în infern și să ia o cutie ferecată, cică cu un parfum. Pe drum, un turn a sfătuit-o să ia asupra ei turte de orz, doi bănuți pe care să-i dea vâslașului Caron și să nu mănânce nimic din fructele infernului pentru că acolo va rămâne pe veci și să nu deschidă nici cutia. Pe drum va întâlni și bătrâne care vor cere turte, dar să nu le dea pentru că sunt ispitele lui Venus. Cu ele va trebui să îmbrânzească pe Cerber. În fine, până la urmă Psihe reuși, dar la un moment dat, curiozitatea ei o făcu să deschidă cutiuța plină de parfum. Dar nu era parfum, era un abur negru care o învălui, era aburul morții. Între timp, Cupidon reușise să-și recupereze aripile și tolba cu săgeți, se eliberă din turnul unde era și veni să o salveze pe Psihe. Închise aburicei negri și o readuse la viață. Apoi îl rugă pe Jupiter ca în numele iubirii să binecuvânteze nunta lor. Și acesta încuvință și o făcu chiar zeiță pe Psihe. La nuntă jucă și Venus. Iar peste 9 luni li se născu o fată pe nume Voluptatea. Această poveste are un tâlc. Dar cel mai important, deja s-au făcut 17 minute, este că în harta astrologică natală avem toți un Psihe și un Eros. Și în sinastrie, evident, când apare o conjuncție sau un aspect marcant pe acest asteroid, ceva special se întâmplă între cei doi. Dacă vreți să aflați mai mult, vă invit să ținem legătura pe Facebook. Numai bine, pace și dragoste! La revedere!